Aflat la Moscova, deputatul comunist Constantin Stăruș a spus că Republica Moldova a rămas de câteva zile în întuneric. La începutul săptămânii, autoritățile din Republica Moldova au adoptat o serie de măsuri pentru a limita consumul de energie electrică, limitând iluminatul stradal și decorativ. Republica Moldova se confruntă cu o criză a energiei de când Gazprom a redus cu 30% volumul de gaz. În acest moment, deficitul de energie electrică este acoperit de România. Totodată, Rusia a bombardat obiectivele de infrastructură din Ucraina, blocând importul de energie electrică. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin consideră că Rusia nu are legătură cu criza energetică de la Chișinău. Vă spuneți că svet pagas tam в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Ну, да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всем всегда обвиняют Россию. Analiștii politici consideră că declarațiile de la Moscova făcute de deputatul comunist Constantin Stăruș fac parte dintr-o campanie de dezinformare. Interesant este nu însăși întrebarea la Stăruș chiar dacă el a insinuat că în Republica Moldova a fost insulomirea. Nu este așa, s-a indus în eroare Republica de acolo și a trimis un mesaj eronat. Încercat să insinueze că tipurile Rusia nu poartă nicio responsabilitate pentru criza energetică în care a nimerit Republica Moldova și încercând să transfere responsabilitatea pentru această criză pe umerii actualii guvernări. Sigur că el a greșat. Vizitele deputaților comuniști și socialiști la Moscova au devenit mai frecvente după invazia Rusiei în Ucraina. Deputatul PAS, Oazu Nantoi, este de părere că un asemenea comportament al politicienilor trebuie sancționat. Articolul 339 din codul penal este atât de vag încât nu e cazul să căutăm trădare de patrie. Mai grav este că în societatea noastră asemenea pretinși polițieni nu sunt penalizați pentru asemenea comportament din punct de vedere moral. Situația din Republica Moldova este analizată în Washington Post. Acolo se precizează faptul că Serviciul de Securitate al Rusiei lucrează prin intermediul lui Ilan Shor, politician moldovean rusofon, pentru a submina guvernul pro-occidental al Republicii Moldova.